Administrația Națională de Meteorologie nu va mai emite avertizări pentru cantități mari de precipitații, dar temperaturile vor fi deosebit de scăzute în perioada 2-5 octombrie, când se va ajunge până la minus 6 grade Celsius în depresiuni și la munte. La Giurgiu, în următoarele nopți, temperatura din termometre nu va depăși 3 grade. Vremea va cunoaște o ușoară încălzire, însă de luni, când temperaturile vor ajunge până la 20 de grade în cursul zilei. Începând de astăzi, raza ploilor se va restrânge și vremea își va reveni la normal, dar pe următoarele zile, deci joi, vineri, sâmbătă, vom avea probleme cu temperaturile care vor scădea semnificativ. Minimele vor să ajungă în jur de 1-2 grade. La Giurgiu, temperaturile vor crește din acest weekend, iar maximele vor fi de aproape 15 grade. Duminică, luni și săptămâna viitoare, vremea își va reveni din punct de vedere termic și vor fi excluse ploile, vor fi exclus vântul și vremea își va intra în parametrii normali. Așadar, după 3 zile de ploi abundente, urmate apoi de zile cu temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă, vom avea parte, după cum spun meteorologii, de cel puțin 10 zile însorite.